Bine v-am găsit! Astăzi vom învăța cum ne putem crea un nou magazin online. Să începem, vom deschide un browser și vom căuta pe Google Merchant Pro. Merchant Pro. Doar Pro. După cum vedeți, acesta este Merchant Pro, platforma de e-commerce numărul 1 în România. O vom selecta, este fostul ShopMania. ShopMania Biz a devenit Merchant Pro. Să vedem ce planuri, ce oferă acesta în planul basic, gratuit. Oferă 50 de produse, setup de domeniu propriu pentru activarea și plăților online sau bancare. Sau transferuri bancare, găzduire inclusă, designuri responsive și suport online. Și de asemenea au și pachete premium. Să începem. Vom selecta Creează cont. Vom adăuga la nume așa, și vom selecta butonul de înregistrare. Și magazinul a fost gata. Vom intra în magazin. Aici se va deschide o fereastră cu persoane de contact, telefon și alte date. Momentan, nume societatei, vom da Digi. Educație. Salvează. Pentru a folosi toate opțiunile sale, trebuie să confirmăm adresa de e-mail. Vom intra pe gmail.com pentru a intra în lista de mail-uri. Și vom selecta mail-ul primit pentru a confirma adresa de e-mail de la Merchant Pro. Și gata, adresa de e-mail a fost confirmată. Și acesta este panoul de control de unde ne putem gestiona comenzile, clienții, toate cele. Pentru a previzualiza site-ul, acesta este educație-digitală-shopmania.biz, vom apăsa pe iconița aceasta cu vezi magazin de aici și deja are niște produse adăugate și predefinite. Pentru a vedea cum ar arăta site-ul. Vedeți, are anumite categorii și este deja creat. Să-l personalizăm cum ne dorim noi acum. Vom merge la catalog și la administrare categorii. Sunt categoriile pe care vi le-am arătat în site. Le vom selecta. Le vom elimina împreună cu produsele. Vom salva. Așa. Au fost șterse. Vom da un refresh la pagină. Vedeți că nu mai apar categoriile aici. După care, administrare producători au rămas cei vechi. Îi vom șterge și pe aceștia. Că vrem să avem un site, un magazin online de la zero. Acum ne vom crea noi categoriile noastre în scop demonstrativ. Vom apăsa pe butonul adaugă categorie. Vom seta, să zicem, tutorial soft comunicare, colaborare. Asta ar fi prima categorie. Vom adăuga o categorie, vom salva și astfel avem două categorii, dar nu sunt vizibile, fiindcă nu avem niciun produs pentru aceste categorii. Ne vom duce la lista de produse și vom adăuga un produs. Produs individual, nume produs. Tutorial, emoji, să spunem. Îi vom seta un anumit preț, să zicem 20 de RON. Vom selecta și o imagine. Așa. După care vom salva acest produs. După cum vedeți, trebuie să selectăm și categoria din care face parte, o categorie pe care am adăugat-o mai devreme. Vom pune tutorial software util. Și vom da salvare.
cum acest produs s-a salvat. Și după cum vedeți, categoria aceasta a devenit disponibilă fiindcă are un produs. Vom mai adăuga încă un produs. De asemenea, mai vom seta un preț, să zicem 50 de RON. Putem selecta stocurile, disponibilitatea. Vom selecta imagine și pentru acesta. Tutorial Zoom. Vom căuta și după categorie. Îi vom seta software de colaborare. Îl vom adăuga în categoria de software de colaborare. Și îl vom salva. Astfel avem două produse și în administrare categorii s-a activat și această categorie. Să vedem cum arată site-ul nostru acum. Au apărut două noi categorii plus produse noi care sunt setate by default, vom vedea puțin mai încolo. Tutorial software util a apărut aici cu prețul de 20 de RON, dacă vom da click. Puteți adăuga și descriere pentru produs și îl putem adăuga în coș și vom vedea mai încolo ce mai putem face. De asemenea, avem și butoane pentru social media. Astfel, am acoperit o mare secțiune de catalog unde putem adăuga produse sau categorii. Să trecem la secțiunea de website, unde putem gestiona bannerele de pe site-ul nostru. Să spunem că vrem să, dacă dorim să ștergem acest banner, vom căuta după textul care a apărut aici și vom da un find. Și vedeți, este o bară de info, îl putem șterge dacă dorim. Dar momentan îl lăsăm pe cel default, să ștergem imaginile de început de aici, din caruselul acesta. Vom vedem că acestea sunt imaginile din slider. Le vom șterge. Ok. Adaugă banner. Și cum noi l-am șters pe cel cu imagini. Așa, practic am șters bannerul cu slider-uri. Acum vom apăsa pe adaugă banner. Page top. Am adăugat un nou banner de tip slider de imagini. Slider imagini. Și acum vom selecta imaginile noastre. Să zicem că dorim prima imagine. Mai durează puțin până se procesează. Și vom da salvare. Și vom da căutare după slider. Și a apărut sliderul cu imaginea asta. Acum să vedem dacă a apărut și în site-ul nostru. Vom da un refresh. Și după cum vedeți, a apărut, dar a apărut mai jos față de ce exista înainte. Să vedem, acesta este slide-ul nostru cu noutățile de pe site. Am dorit să ștergem și toate aceste porțiuni, pentru că momentan nu ne interesează aceste categorii și vrem să le aducem pe ale noastre, categoriile de tutoriale. Să vedem cum facem acest lucru. Ne vom uita în secțiunea de bannere. Vedem imaginile care existau deja acolo. Vom dori să scoatem această zonă. Vom șterge împreună cu textele aferente. Okay. Și astfel așa arată
pagina noastră cu categoriile aici, produse noi și noutățile, ce am adăugat mai devreme în fiecare secțiune. De asemenea, putem modifica și produsele noi. De asemenea, dacă, după cum vedeți, aici există categoria de produse noi, o putem vizualiza în secțiunea de Manager Menu. Și, după cum vedeți, la top menu avem categoriile principale ale noastre, promoții și produse noi. Dacă vom adăuga un produs la promoție, să vedem, vom putea vedea cum apare. De aici puteți administra sau gestiona cum vreți să arate fiecare meniu în parte, paginile din fiecare meniu. De exemplu, dacă ne ducem și la catalog, la lista de produse, dorim să adăugăm un produs la promoții, îl vom edita. Să zicem că tutorialul Zoom îi vom aplica o anumită reducere. Și în zona de informații preț se afișează reducere de preț pentru acest produs. Îi vom seta prețul nou, să zicem că va fi 40 de lei și prețul vechi 50 de lei. Îl vom salva. Și acum, dacă ne ducem în site, vedem că ne-a mai apărut o secțiune de promoții. Și de asemenea la noutăți apare aici cu o reducere de 20%, prețul vechi și prețul nou. Vom intra și în secțiunea de promoții, la fel. După aceea, cam așa puteți gestiona promoțiile. În zona de setări, dacă ne vom duce, ne vom putea seta metode de plată disponibile în aplicație, prin eu plătesc, PayU sau orice altă metodă doriți, sau transfer barcan, ordin de plată. De asemenea, tot în secțiunea de setări, vă puteți seta și metodele disponibile de livrare. Tot în setări vă puteți adăuga domeniul. Vedeți, momentan mi s-a creat domeniul cu shopmania.biz. Și după cum ne sugerează și acest mesaj, folosind un subdomeniu care nu-ți permite procesarea de plăți, implicit preluarea de comenzi. Astfel, pentru a accepta comenzi, în cadrul magazinului trebuie să setezi și un domeniu propriu. O să revenim la metode de plată, de asemenea, dacă doriți și prin transfer bancar, vă puteți instala această aplicație. Este gratuită, cu majoritatea de aici. Să vedem cum funcționează în momentul în care plasăm efectiv o comandă. Îmi dau un refresh la pagină. Să zicem că ne interesează acest tutorial care este la reducere. 40 de lei. Vom adăuga în coș și vom trimite comanda. Va trebui să ne facem un cont. Plata în sistem ramburs. O parolă mai puternică. Comanda nu a fost încă trimisă. Aici sunt niște informații despre facturare, plata și comentarii opționale. Nu avem, nu trimite comandă. Acum să vedem dacă a apărut aici ca și comanda în așteptare. Vedeți, a apărut și de la cine este. Putem descărca și PDF-ul pentru proformă. Acesta este PDF-ul. Și de asemenea putem confirma comanda, putem contacta clientul pentru a oferi mai multe detalii în legătură cu această comandă. Și de asemenea, la lista de clienți a apărut și noul client care s-a înregistrat. De asemenea, aveți o secțiune de statistici, promoții și multe alte. Cam acesta a fost tutorialul de astăzi. Sper că a fost util. Dacă aveți întrebări, lăsați în secțiunea de comentarii a acestui video. Vă mulțumesc! La revedere!